Arp, Octavian Țicu, care au vorbit despre faptul că dețin anumite dovezi, precum că unii deputați ai socialiștilor au participat la operațiuni ilegale, financiare, de finanțare, de fapt, a PSRM-ului prin Bahamas și de finanțare a campaniei electorale a președintelui Dodon în anul 2016. Despre acest subiect vom discuta cu domnul Iuri Reniță, deputat, președinte a Comisiei Parlamentare, ex-președinte a Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, care a avut amabilitatea să răspundă la invitația noastră. Vom mai discuta cu domnia sa și alte subiecte foarte importante, precum instituirea stării de urgență, formarea coaliției sau alianței PSRM-PD, acțiunea de azi a SIS-ului, dar și desigur că nu vom putea ocoli tema rezultatelor alegerilor parlamentare din Hâncești. Bună ziua, domnule Reniță, sau bună seara, bine ați venit. Spuneați dumneavoastră că dețineți anumite dovezi. Pe urmă ați venit chiar, între timp ați publicat în presă despre anumite operațiuni financiare ale domnului Bolea, dacă nu mă înșel, domnul Odnostalcu și Furculiță, deputați în fracțiunea socialiștilor din Parlament. În ce măsură sau care sunt dovezile că aceste operațiuni sunt ilegale și sunt legate de acea spălare de bani sau, de fapt, de finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor din afara Republicii Moldova? În primul rând, doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și sunt onorat de a fi interlocutorul dumneavoastră la TV 10 TV. De asemenea, aș face, profitând de această ocazie până ajunge la finanțările ilegale, aș avea și eu un mesaj respectuos către toți telespectatorii noștri să respecte cu strictețe recomandările medicilor vis-a-vis de combaterea coronavirusului. E o chestiune foarte importantă care ne afectează pe toți și respectarea igienii și a regulilor impuse de către medici, subliniez, de către medici, este extrem de importantă și trebuie să o respectăm. De aceea și distanța noastră, domnule moderator, este cea recomandată la un metru și ceva, dar mă dau și mai departe. Da, nicio problemă. Atunci când spui adevărul, cred că și virusul pleacă. E frică și virusului de adevăr. Să știți că perioada pe care o parcurgem cu adevărat este una foarte complicată și depinde de responsabilitatea noastră a fiecăruia dintre noi să o depășim. Dar să știți că nu mai puțin nocivă și periculoasă este și epidemia virusului ilegal. Mă refer, ce virus ilegal? Cel a spălării de bani, a finanțării netransparente a partidelor politice. Să știți că e un virus numai puțin nociv, deoarece afectează, demoralizează și denaturează o situație politică care ar fi trebuit să fie una democratică și reală. Prin aceste finanțări, clar că este denaturat și compromis, în primul rând, procesul democratic. Consolidarea procesului democratic din Republica Moldova, care trebuie să o recunoaștem sincer, încă este foarte fragil. Nu este unul consolidat și puternic, care chiar și unele finanțări n-ar putea să le influențeze. De aceea... Da, desigur că un politician care are bani poate face mult mai multe lucruri și bune și rele decât unul care nu are bani, în cazul Republicii, care nu are acces în cazul Republicii Moldova, alegători. Partea cea bună cred că e 1% și 99% sunt cele rele, am în vedere finanțările care se fac.
Dar să revenim la o poveste mai veche, la spălarea de bani prin filiera rusească. De ce vorbiți de spălare de bani? Nu-i vorba totuși de finanțare ilegală? Ajungem și acolo. Inițial este o spălare de bani și aceștia sunt termenii utilizați de către CNA-ul, fiindcă inițial trebuie să recunosc că la Parlament, în cutia mea poștală, care da, este destinată oricărui deputat, am primit într-o zi un set de materiale extrem de importante și am rămas surprins. Chiar m-am bucurat, era vorba de niște documente care au fost elaborate în cadrul Centrului Național Anticorupție. Ei, vedeți, când e vorba de ceva, poate de unele investigații jurnalistice pe care autoritățile de obicei le pun la dubiu că nu e corect, dar aici era o informație elaborată și finalizată de către o structură a statului. O informație oficială. Categoric. Uh-huh. Și în acest document s-a constatat cu lux de amănunte anume această spălare care a continuat, fiindcă ce a fost? De la Moscova, e clar, din Federația Rusă, banii au mai făcut o călătorie aproape în jurul lumii, așa cum îi place lui Igor Dodon, prin Seychelles, Bali, da, da. Poate că a fost și prin Bahamas. Nu exclud că totuși a dorit să vadă banca aceea care i-a finanțat. Nu, noi nu cunoaștem călătoriile lui de altfel. Vom ajunge și pe acolo, vă asigur. Și de la o spălare de bani a ajuns la Chișinău pe adresa unei persoane juridice. Deci asta era anul 2016. Da, da. E importantă de făcut remarca că e vorba de anul 2016. A ajuns la Exclusiv Media, e o SRL care, conducător al cărei este renumitul și liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Corneliu Furculiță, care de altfel acum o săptămână... Ești consătean cu Dodon. Așa este. Vreo două săptămâni în urmă, paralel, în Parlament, ne citea lecții de moralitate, de corectitudine, făcea referire la opoziție, cât de neascultători, cât de repulsivi am fi noi. Uitați-vă, elita națiunii, socialiștii, domnule, noi procedăm corect. Dar asta e partea a doua, rămâne pe conștiința lor toate aceste ilegalități comise. Ulterior, prin intermediul acestei SRL, 29 de persoane au făcut împrumuturi a câte jumătate de milion de lei. De la acest SRL? Exact, uh-huh. Exclusiv media da, între da. Care și Corneliu Furculiță, de la el și-a împrumutat 6 milioane și jumătate și banii ulterior deja intră în etapa a doua, în finanțarea ilegală a Partidului Socialiștilor și în special a lui Igor Dodon, deoarece vorbeam că e vorba de campania prezidențială. Exact, prezidențială din 2016. Și acești bani au mers toți în campania lui Dodon. Deci ei au contribuit categoric la această campanie. Vă aduceți aminte că toată Republica Moldova era plină de bannere, de Chișinău, dar toate colțurile Republicii Moldova, panouri de... Orice deschideai, găseai Dodon fericit, îmbujorat, frumos. Urnele erau pline cu afișa lui Dodon, da. Vedeți? Clar că lucrul ăsta a generat multe întrebări și primii care au reacționat a fost RISE Moldova, au făcut o investigare la care autoritățile au neglijat ceva, mm-hmm, ar fi fost. În momentul în care am primit documentele, evident le-am făcut publice, fiindcă asta e datoria unui deputat. Și mai ales că eu vin și de pe o circunscripție uninominală de aici din Chișinău. Cu atât mai mult legătura dintre mine și alegătorii mei trebuie să fie cea mai strânsă și directă. Și simt această responsabilitate și de aceea am făcut public acest document care a generat multe neplăceri în mediul deputaților, deci, și a PSRM-ului. Sunt trei deputați, dar ceilalți nu sunt deputați. Nu, da. Mai sunt deputați. Uh-huh.
Sunt 29 de persoane, din informația de care eu dispun, 29 de persoane care au luat 500, altul 1000, 1 milion, altul, în funcție de, să zic, probabil, importanța, ierarhia lor în Partidul Socialiștilor. Și au declarat acești bani? Deci stați că ajunge la etapa a treia, vă zic. Evident că banii au mers acolo. Orice persoană care ia un împrumut sau împrumută cuiva este obligată, și mai ales suma fiind de jumătate de milion, e o sumă semnificativă, da, evident, să declare, să menționeze în declarația de avere și de interese faptul că a împrumutat sau a luat un împrumut. Ei bine, atunci am clarificat, am mers pe site-ul ANIU-ului, Agenției Naționale pentru Integritate, și am confruntat. Păi, ca să vedeți surpriza, nici unul din acești trei, eu vorbesc doar inițial, fiindcă va mai urma și alte etape, și alte persoane, acești trei, nici unul nu are nici cea mai mică mențiune, remarcă că ar fi luat acești bani. Erau obligați, cu atât mai mult că erau și deputați, erau funcționari cu demnitate publică a statului, persoane politice, membri ai Parlamentului. Vă dați seama cât de ilegal au procedat ei și de aici am mers mai departe. N-am auzit reacția lor sau a fost... Nu cunosc, sincer, pentru mine a fost cel mai important reacția procuraturii. Da, fiindcă și... anterior am înțeles că actualul procuror general ar fi menționat că dosarul cu Bahamas ar fi fost tergiversat de către fostul, ar fi fost procuror anticorupție. Anticorupție. Da. Ei bine, nu cunosc și aș avea dubii că într-adevăr lucrul acesta s-a produs, deoarece văd acțiunile curente după ce am publicat primul document și a fost, cred că, în luna noiembrie când am publicat. Vedeți, reacțiile au fost cam așa reticente, glaciale. Acum procuratura a reacționat de două ori. Fapt, ce este foarte bine, n-aș vrea să mă refer... Ce au spus ei? Că cunosc aceste date? În prima reacție au menționat că nu e cazul cu actorii politici să dezinformeze, cu tare evident că a fost un mesaj ofensator. Și, în primul rând, nu e treaba procuraturii să dea aprecieri politice, de altfel. Da. Și lucrul ăsta, cu atât mai mult că avem un procuror general nou, care a parcurs, după câte am înțeles, concurs, că e cel mai bun, orice procuror trebuie să cunoască foarte bine. Nu comentează declarațiile politici, actorilor politici, cu atât mai mult că vin de la deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Dar ei au dat lovitura considerând că într-un fel ne vor descuraja pe noi ca să nu avansăm mai departe. Astăzi am văzut deja a doua reacție, după ce am publicat toate integral, toate cele trei dosare, și că procuratura ar dispune și ea de aceste dosare și de aceste documente. Nu rămâne decât să mă bucur, dar apare firească întrebare. Ce au făcut până acum? Să ne întoarcem puțin înapoi. Relativ nu din mult, vreo două săptămâni, dacă nu mă înșel, Procuratura Generală a spus că nu deschide dosar penal în chestiunea finanțării din afara Republicii Moldova a Partidului Socialiștilor. Da, înregistrările video. Înregistrările video, de convorbirea dintre Plahotniuc și Dodonul. Dodon recunoaște că lua 600 până la un milion de dolari lunar de acest fapt. Și clasarea acelui dosar ne-a generat și nouă îngrijorări, fiindcă nu era exclus și nu excludem că s-a dorit și se dorește în continuare de a se merge exact pe aceeași cale cum s-a procedat în cazul respectiv cu înregistrările video, care, după mine, e opinia mea personală. Nu sunt procuror, nu pretind că aș avea capacități de investigație,
dar au fost suficiente argumente. Dar întrebarea mea e cum spui că nu au, așa în cum scria în comunicatul de presă, că nu au fost descoperite operațiuni financiare ilegale a membrilor Partidului Socialiștilor sau cineva legat cu ei. Păi aceste operațiuni financiare prin Bahamas nu sunt ilegale. Și dacă ei știau de ele, atunci de ce nu le-au luat în considerare? Da, după mine ei s-au referit exclusiv la cazul cu Plahotniuc, Iaralov și Dodon pe filiera locală aici care venea. Fiindcă cei ce premiau din Federația Rusă nu neapărat trebuia să meargă prin Bahamas. Sunt suficiente căi, inclusiv Dodon când merge pe la Moscova folosește poșta diplomatică, dar nu uitați că mai este ambasada Federației Ruse. Prietenia de atât de strânsă între Dodon și ambasada Federației Ruse, care are poșta diplomatică și care nu o deschide nimeni. Că asta e legea internațională, convenția internațională, așa că posibilități de a obține banii sunt... Bine, dar Procuratura Anticorupție, acest procuror anticorupție suspendat, domnul Viorel Morar, așa, el pornise și comasase aceste două dosare. Asta e logic să fie... E foarte logic, ele nu trebuiau separate. Domnul Morar, după câte am înțeles, le-a comasat, le-a unit, ceea ce feresc că e vorba de o finanțare ilegală. Da, a Partidul Socialist. Așa este. Da, nu contează că e direct de la Moscova sau că a venit prin Bahamas. Bine, șmecheria care s-a după mine, și dau cu părerea, s-a încercat de a le diseca, de a le despărți pentru a avea posibilitatea mai lesne de a le clasa. Să le nimicească. Să le claseze. Să le nimicească. Așa este. Și după câte înțeleg eu și opinia mea e personală, anume când domnul Morar a abordat subiectul și a redeschis dosarul cu Bahamas, un dosar pe care a fost înghețat o perioadă anume la indicația expresă a lui Plahotniuc, după câte am fost informat, atunci a reacționat Igor Dodon, imediat. Și Igor Dodon și Stoianoglu, procurorul așa general. Este. Și nu întâmplător, și am recunosc că domnul Morar la televiziunile publice a fost invitat și a recunoscut că Dodon l-a invitat mai întâi la președinție. Vă dați seama, un șef de stat cheamă procurorul. Dumnezeu, da, e un caz extraordinar. Și a doua oară la Condrița. Culmea. După mine a fost o eroare și a domnului procuror Morar. Nu trebuia să plece. Nu are, domnule. Șeful statului, conform Constituției, nu are nicio atribuție. L-a desemnat, a desemnat decretul cu procurorul general și aici s-a rupt legătura. Nu mai există. Dar Dodon, în stilul lui, care îl caracterizează profund de a se implica în toate, evident că a încercat să influențeze situația și, vă zic, asta e dovada în plus că Bahamasul e o problemă serioasă și ea trebuie scoasă în vileag definitiv, iar părtașii ei, cei care s-au implicat, să fie trași la răspundere. Și mai este o chestiune, un detaliu foarte important, ar vrea să-l spun telespectatorilor dumneavoastră, dar în special colaboratorilor Procuraturii Generale. Legea, codul de procedură penală, articolul 63, punctul 7, prevede expres că martorii asupra cărora există dovezi concludente că sunt implicați și probe, nu sunt interogați. Vedeți ce au făcut? Dodon mărturisea că a fost la procuratură și a dat explicații în cazul cu Plahotniuc. Da. S-a mers exact pe aceeași cale, pe aceeași căreruie bătătorită. Deci pe nesocotirea legii, de așa fapt. Așa este. Și atrag atenția, stimați funcționari ai Procuraturii Generale, respectați legea și în cazul de față, dar și întotdeauna, nu doar acum, respectați legea. Este stabilit foarte clar.
aveți suficiente dovezi că persoanele respective... Și de ce, adică, nu ar trebui interogați? Adică, ce vedeți dumneavoastră aici, nu, să zicem... Probele sunt mai mult decât concludente și suficiente. Adică sunt motive... trebuie interogați ca... Deja se vine cu documentele, se vine în Parlament. Îi se ridică imunitatea și după aia procedurile mai departe. Îi se bucură de imunitate parlamentară. Dar există, și vreau să vă mai spun, și încă o chestiune, vor apărea de grabă și materiale suplimentare care demonstrează suplimentar veridicitatea și autenticitatea documentelor care au fost publicate. Să știți că la procuratură, la CNA sau la Procuratura Anticorupție sunt originalele sau copiile legalizate care confirmă ceea ce a apărut, ce noi ce am prezentat și am publicat, 100% corespunde cu originalul. De aceea, încă o dată, fac un apel foarte insistent către procuratură să respecte legea, ei sunt subordonați exclusiv legii, nu lui Dodon, nu Parlamentului, legii. Legea a oferit suficiente motive ca ei să fie trași la răspundere. Domnule ambasador, dar nu ar putea fi această dezvăluire, v-au trimis aceste documente, tocmai, să zicem așa, din răzbunare sau în cadrul acestor lupte care se dau acum în interiorul Procuraturii Generale, se spune, eu n-am văzut, se spune că există diferite grupări, luptă între ele. Nu exclud, fiindcă știți foarte bine ce perioadă recent am parcurs-o și factorul politic a dominat totalmente procuratura, nu exclud. Nu cunosc de la cine au venit documentele, au venit în cutia mea poștală de la Parlament. De altfel, și au venit încă și la ceilalți doi colegi. Probabil au considerat că noi am fi cele mai indicate persoane ca să preluăm mai departe și bănuiesc că au apărut careva semnale sau mesaje că dosarul ar putea fi clasat. De aceea, ziceam, fac apel către procuratură, către procurorul general, domnul Stoianoglu, pe care toată lumea îl, sau mai bine zis, o parte laudă că e foarte exigent, corect, vă rog să demonstrați această opțiune și această calitate a dumneavoastră de a face regulă și de a merge conform bine, legii. S-a stabilit că e finanțare din afara Republicii Moldova, finanțat Partidul Socialiștilor, ce se cuvine, adică ce poate să urmeze în cazul de față? N-aș putea să vă spun, aspectele ulterioare în cazul demonstrării vinovății, dar argumentele după mine sunt mai mult decât concludente. Deja mai departe judecătorii, justiția trebuie să-și spună cuvântul, sunt clare. Este... Bine, dar președintele Dodon ales, să zicem așa, în mod ilegal, prin finanțare ilegală, mai poate fi el președinte, mai poate fi considerat președinte? Categoric nu, și nu doar e opinia mea, dar sunt singur la foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, Igor Dodon nu are nici dreptul legal, nu mai vorbesc cel moral, că dacă vorbim de Dodon și moralitatea, lucruri absolut străine. Categoric. Și vă spun deja și din experiența mea și diplomatică anterioară, dar și acum parlamentară. Mi-l aduc aminte pe Dodon pe 7 iunie la Parlament, când tremura de Doamne ferește, când a simțit că în seara aia, bănuiesc, trebuia să vină procurorul general să-l salute. Să-l salute. A alergat repede la Parlament. Eram noi de față, am participat și eu și l-am văzut atunci pe Dodon în toată amploarea lui, de frică de a imediat coaliție, imediat Dodon nu mai are dreptul nici legal, cu atât mai mult moral, de a mai fi președinte al Republicii Moldova. Este regretabil că pe perioada acumului, a cooperării, eu mereu am zis și am considerat majoritate tehnică parlamentară după mine. Eu mai mult n-am mers decât alții, dacă au considerat că
socialiștii le sunt parteneri, frați de coaliție, în niciun caz. Știți foarte bine că nu am votat-o pe Greceanu, pe Flocea. Păi s-au făcut prietenii acolo, da, în trei, da, acum, da, și între, da, PSR. N-aș vrea să mai revin. E important să tragem concluziile de rigoare și să nu mai repetăm erorile impardonabile care s-au comis atunci pe perioada guvernării respective. Bine, s-au comis lucruri grave, o să ajungem și la ele și nu o să le putem. El a fost consolidat foarte mult anume în acea perioadă. De la tremuriciul și frigul care din 7 iunie, el a devenit la un ciocoi de ăsta arogant și îngânfat, care nu mai ține cont de nimeni și de nimic. Iată unde s-a ajuns. A trebuit de tratat de la distanță, i s-a spus, a semnat decretul de numire a prim-ministrului și mai departe a spus, stai acolo la Palatul Sultanesc, acolo ți-e locul, când va fi cazul, vom discuta. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a ținut cont și eu chiar am și insistat, nu o singură dată în cadrul blocului și nu numai eu și câțiva alți colegi, să punem la punct această abordare absolut greșită. Din păcate, asta a fost. El se comportă ca un tătuc al cetățenilor Republicii Moldova, îl imită pe Lukashenko, îl imită pe Putin. Ați pomenit la început despre coronavirus și desigur că nu putem face abstracții de această realitate, de această problemă, de această criză în care a nimerit și Republica Moldova și lumea întreagă, de fapt, instituirea stării de urgență. Se discută acum când trebuia instituită această stare, până la alegerile din Hâncești sau după alegerile din Hâncești, dar fiți de acord că s-a observat o oricare frânare a acestui proces spre final, să zicem așa, spre duminică, spre luni și pe urmă s-a scos piciorul de pe frână și domnul Dodon se produce acum în toate ipostazele și pe lângă miniștri și în locul miniștrilor și la bălți, și dincolo, și dincoace. Așa este și am menționat-o și am spus-o public și în Parlament, nu o singură dată, și în alte intervenții publice, ce caută Dodon la toate întrunirile respective. Este cel mai mare virusolog din Republica Moldova. Oare noi nu avem ministrul sănătății, persoana cea mai abilitată, dar să știți că, dar cu adevărat cea mai importantă, este medicul sanitar principal al Republicii Moldova. Adică este persoana cea mai indicată, profesionistă, persoana care trebuie să ne spună cum trebuie să procedăm. Nu să vină Dodon și alții, ori Chicu, mari experți în virusologie, în epidemie. Ne aflăm în campania electorală și asta proate categoric. Este important pentru Dodon. Implicarea lui Dodon a trebuiau amânate alegerile sau nu? După mine a fost o mare eroare și este foarte clar că Dodon și socialiștii au mizat foarte mult pe acest mandat din Hâncești, deși au sacrificat viețile oamenilor. Fiindcă având pâinea și cuțitul și am în vedere executivul și toate ministerele, ați văzut că merge la el luni dimineață, cum mergeau și acum tot așa. Parcă ne-am aflat în Uniunea Sovietică, la primul secretar. Ca să vedeți, guvernul nu poate exista fără indicațiile prețioase a lui Dodon. Păi, pun și eu întrebarea respectiv. Ei au avut nevoie de acest mandat pentru a-și consolida. Nu i-a interesat efectiv soarta oamenilor, cu atât mai mult că știa deja că în Bălceanca era cazul cu persoana, Dumnezeu să o odihnească în pace, pe doamna care a decedat. Dar trebuie să spunem că și partidele, toate, fără excepție, care au participat, au manifestat o abordare mai puțin responsabilă sub pretextul că vor lua cu orice preț mandatul. A fost o eroare lamentabilă și încă o dovadă în plus că ambițiile și orgoliile personale prevalează asupra interesului național. Dar se justifică unii, știți cum? Și pare, cum să zic așa, plauzibil într-un fel. În Franța, alegerile locale nu au fost amânate. După mine, comparațiile respective sunt
nu că naive, dar chiar ridicole. Să nu comparăm Republica Moldova în sărăcia și în mizeria în care noi ne aflăm cu sistemul medical pe care îl avem noi, unul încă foarte nedezvoltat. Și cu cultura medicală, da, să spunem cultura, așa. Da. Și ați văzut chiar astăzi o informație la Sângerei ce s-a întâmplat. Ei, vedeți, să nu comparăm, să avem grijă de noi în cazul de față și să ne orientăm ținând cont de specificul și de realitățile noastre moldovenești vis-a-vis de lupta împotriva coronavirusului. A fost lucru intenționat făcut, nu întâmplător, imediat au consolidat mariajul cu PD-ul, o parte din PD, ca să, a doua zi, ați văzut, au confirmat. Luni. Da. Marți, Parlamentul, totul a fost, scenariul a fost elaborat de ortacei lui Dodon. Și aici mă refer nu la cei locali, că dacă vedeți ortacei ăștia lui din PSRM, m-aș mira că au aptitudinile respective de a face lucrurile astea. Au mari experți, strategi de la răsărit, le vine de unde vine și licoarea. Iată care stau și au calculat foarte bine cum să procedeze. Acum, instituirea stării de urgență, după mine, se impunea cel puțin o săptămână jumate, când au apărut primele simptome. Da. Exact atunci, un guvern responsabil, dar nu mai vorbesc de președinte, că el absolut irresponsabil. Și termenul e 60 de zile, 6 stare de urgență. Ajungem și acolo. Trebuia de instituit imediat, se venea în Parlament, corect, toți deputații responsabili ar fi votat și ar fi susținut. Astfel, noi anticipând și evitând multe aspecte dureroase care s-au produs. Poate și epidemia nu se răspândea atât de mult dacă interveneam. Dar s-a dorit, fiindcă era pretextul cu Hâncești. După mine... Dar și unii partide pro-europene... Am zis că deopotrivă responsabilitatea le aparține tuturor celor care au participat. Și partidii unioniste au participat. Eu m-am referit la toate partidele. Acum, 60 e absolut exagerat. E un termen în care Dodon și gașca lui își doresc să domine. Vedeți? Factorul electoral. El, Dodon, deja a anticipat de mult implicarea lui în campania prezidențială. Prin deplasările lui, dar și în Hâncești, prin satele de acolo, cu plicurile, cu buteliile de aragaz, ați văzut și dumneavoastră. Iată, asta e fața adevărată a lui Dodon, a socialiștilor. Aici este adevărul despre ei și aici cetățenii noștri trebuie să fie responsabili, fiindcă, evident, o asemenea situație poate fi schimbată pe cale democratică și sunt adeptul valorilor democratice, electorale, dar să realizăm și să conștientizăm atunci când vom veni la vot pe dar cine alegem. Pare că și ce acolo? Comisia Electorală Centrală a ajutat Partidul Socialiștilor, a scos un concurent, candidatul din partea partidului Șor. Eu admit că Șor, partidul său, au făcut anumite încălcări, au acordat pomeni electorale, dar care partid? Dodon nu a... Ați spus chiar acum, Dodon nu a acordat pomeni electorale. Au arătat imaginile cu buteliile astea, cu tot ce se face. Primul urmare... Unul este mai... Categoric. Scenariul a fost... Mai egal decât altcineva. A fost da. Elaborat impecabil, să vă spun. După mine, în opinia mea, a fost elaborat impecabil și înlăturarea candidatului de la Șor a asigurat categoric victoria socialistului. Și apropo, cine a propulsat, să zicem așa, a venit cu inițiativa, domnul Chertoac, Partidul Liberal, el a fost idiot util în această situație. De ce nu a înaintat aceeași pretenție față de Partidul Socialiștilor? Rămâne pe conștiința și pe responsabilitatea actorilor politici care au participat la această farsă electorală, că ea a fost compromisă în momentul în care s-a ajuns și a fost primele elemente de epidemie, trebuia stopat și de anulat alegerile. Dar vă zic, rămâne pe conștiința și pe responsabilitatea lor. Apropo de CEC, CEC-ul a făcut 100% jocul
lui Dodon și socialiștilor. Și parcă acolo la CEC anul trecut a fost schimbat componența. Am sperat că sunt pro-europene, că sunt valorile și lege sunt supreme decât interesele politice. Am rămas total dezolat. Parcă o parte din membrii CEC-ului au fost numiți de blocul acum, nu? Uitați-vă, și președintele. Ei trimit o adresă președintelui Republicii Moldova. Ce are conform Constituției președintele Republicii Moldova cu alegerile? Băi, ăsta e un infantilism incredibil sau o slugărnicie și mai fac referire. Consiliul Suprem de Securitate a Statului. Dragii mei, stimați telespectatori, Consiliul Suprem de Securitate este o structură consultativă. Eminamente consultativă și nu are niciun element decizional. Pe lângă președintele Republicii, președintele Republicii Moldova, dar ei trimit și la Consiliul Suprem de Securitate. Dar n-a fost schimbată legea în acest sens, blocul acum și socialistul? Ea și-a păstrat elementul de structură consultativă, doar că actorii politici, instituțiile statului data aceasta au fost obligate să prezinte informația. Se prezintă. Păi, dar ce mai înainte nu erau obligați cred, să prezinte? Cred că nu. Cred că unii... Nu, prin această obligativitate pentru prim-ministru, să zicem, pentru guvern, ca și cum această structură se află asupra acestor instituții. Categoric, ceea ce e anticonstituțional. Da. Dar vreau să vă spun, probabil, după plecarea lui Plahotniuc, unii conducători de instituții ale statului au realizat că nu-i neapărat să-i prezinți lui Dodon toată informația, deoarece el o folosește în scopuri personale. Și iată de aici, simțindu-se Dodon frustrat, că ăștia a mers și a modificat legea și a obligat. De altfel, mi-a fost mare, să zic, nedumerirea când în Parlament am văzut acumiștii cum votau pentru această modificare. E un lucru extrem de sensibil și a fost o mare eroare. Și nu le-ați spus colegilor? Ba da, dar cum să nu? Păi și în priese s-a scris că nu se poate face acest lucru. Da. Trecerii SIS-ului de la Parlament la președinție a fost iarăși o eroare incredibilă. Bun, jocul îl faci, trebuie să fii flexibil. Sunt de acord într-o majoritate de asta, dar nu în măsura în care tu cedezi și îl consolidezi pe Dodon. Dacă era un președinte al de domnul Timofti, cum a fost, poate că nu erau motive de îngrijorare serioasă. Dar domnul Timofti respecta strict Constituția. Este, da. Așa este. Știindu-l pe Dodon și oferindu-i, consolidându-te, trebuie să asumi categoric responsabilitatea. A fost o tranzacție ceva sau a fost niște obligații pe care noi nu le cunoaștem. Fiindcă nu poți să nu dai seama că faci rău democrației dacă procedezi în felul ăsta. E și lipsa de experiență politică, una, a liderilor de la acum, și necunoașterea suficientă a faptului cum funcționează structurile statului. N-aș vrea să-mi arog marea mea experiență, dar peste aproape 30 de ani activând în structurile statului, de ce am și atenționat colegii. E o mare eroare. Ministerul Apărării, SIS-ul, nu-l cedați în niciun caz. Cazul a fost și cu Ministerul de Externe. Se cunoaște că urmarea intervenției mele a fost atunci în iunie, nu a preluat și Ministerul de Externe. Dar vedeți, probabil acestea sunt erorile care au fost plătite pentru a-l consolida pe Dodon. Nu știu, e ciudat totuși, eu am un semn de întrebare. Să-l numești element al binomului și dintr-o dată să schimbi atitudinea, să-i dai în brațe, să-i pui în brațe toată puterea, e cel puțin ciudat. Aceleași, și apropo, vorbim de SIS. Mi le-am pus și eu și nouă singură dată și câțiva alți colegi din blocul acum. Nu vreau să... Bine, poate adevărul va ieși cândva la suprafață. SIS-ul, ați vorbit că a fost transmis SIS-ul în subordinea președintelui. Și de ce, iarăși, nu se știe. SIS-ul azi blochează vreo 60 de site-uri de limbă română numai, din Republica Moldova. 52 de site-uri. Și altă informație că Uniunea Europeană vorbește despre implicarea Rusiei în dezinformarea cetățenilor europeni privind coronavirusul,
ce face panică în Europa și de ce niciun site de limba rusă n-a fost... Este mult prea evident că Rusia revine la metode, dar de fapt le amplifică metodele de a decepționa zona Uniunii Europene, decepțiile, de a mai crea un Brexit, de a mai crea alt pentru alte țări, adică de a discredita valorile europene de prosperitate, de stabilitate. Și de discordie în rândurile europene. Dar vedeți că din cele 52 site-uri, nu exclud, nu am urmărit și nu cunosc, dar apare firească întrebare. Chiar cu adevărat, niciun site de expresie rusă să nu fie, care sunt în Republica Moldova. Dar uitați-vă elementar la Sputnik. Vă dau chiar aici. Sau la altele, n-aș vrea să merg încă mai departe. Sunt numai puțin nocive. Da. Care fac propagandă și dezinformează. Exact. Haideți să vedem. Domnule Esaulenco, nu vă cunosc personal, dar obiectivitatea și corectitudinea vis-a-vis de spațiul informațional al Republicii Moldova nu se rezumă exclusiv la site-urile de expresie românească. Dom'le, cred că am înțeles că totuși vorbiți mult mai bine și înțelegeți rusa, dar uitați-vă mai atent. Sau subalternii, puneți-i să mai citească și site-ul rusești, numai pe astea românești de expresie românească. Și atunci, haideți, dacă suntem obiectivi... Bine, trebuie să spunem că s-ar putea unele site-uri care sunt de expresie românească să aibă autori de cineva de expresie rusească, cineva din est. Cunoaște metodele de expresie și de sorginte sovietică și de altă... cunoaștem. Dar oricum e ciudat că ar ieși că Rusia nu face propagandă pentru cei de limbă rusă. Încă o dovadă în plus că SIS-ul în cazul de față a fost doar ca o instituție subordonată lui Dodon. În niciun caz să afecteze cumva vreun site de expresie rusească sau cu atât mai mult dacă e din Federația Rusă. Cred că e o mare naivitate și o miopie ca să procedeze în felul ăsta sau o subordonare atât de docilă lui Dodon ca să execute. Da, șeful, ai dat indicația și i-au executat. Domnilor de la SIS, faceți-vă corect treaba, promovați interesele noastre naționale. Dacă sunt cazuri și site-uri care propagă fake news-urile, dezinformează, da, categoric, trebuie de blocate, de clarificat mai întâi și pe urmă de văzut. Dar să vedem ce înseamnă fake news, că faptul... Cineva poate zică, apropo, ceea ce ați publicat dumneavoastră, unii pot să zică că ăsta e fake news. Da, să știți că observ de acum de o săptămână Facebook-ul meu extrem și extrem de încet se mișcă. Probabil nu exclud că ori la mine lumina e mai slabă în zona unde locuiesc sau cei de lângă planetariu sunt preocupați. Fraților, căutați-vă de treabă. Nu s-ar și putea și alți da, să-i preocupați și, să se implice. Nu. De aceea și este SIS-ul ca să protejeze cetățenii Republicii Moldova de imixtiunea externă. Chiar v-aș ruga să nu mai intrați pe Facebook-ul meu, dar clarificați că și la mai mulți colegi și la domnul Carp am înțeles aceeași situație mai pe ustii. Domnul Țicu, vedeți, a fost suficient ceva să scoatem în veleag și deja avem și probleme tehnice. Păi asta eu spuneam, că această noțiune fake news sau de fals este relativă, că cineva poate să publice ceva care nu-mi place mie, ce nu-mi place mie, mă afectează, atinge interesul meu și eu zic, păi asta e fake news, asta e fals. Sunt site-uri care și exprimă o atitudine, una sau alt, față de actuala conducere, față de Dodon, de Chico, și aici e pericolul că în momentul în care critici pe cineva sau
atenționez, poate fi interpretat ca și fake news, că nu e adevărat. Poate să fie opinia, dar opinia nu se pedepsește la noi. Da. Atâta timp cât nu incită la violențe, la da. Alte, ai drept. Ură rasială sau așa este. Nazism așa că, și așa mai departe. Aș sugera Sisului să fie extrem de prudent și de responsabil atunci când procedează în felul în care a procedat astăzi. Chiar niciun site, v-am dat unul deja care ar merita, după mine, exprim o opinie personală, evident. Luni s-a anunțat acest mariaj oficial dintre PSRM-ul și PD, s-au împărțit posturile și așa mai departe. De ce acum, în plină ciumă, cum zic unii, în plin coronavirus, probabil da, deci nu au răbdat, puteau să-l... Da, ca să confere mai mult farmec sărbătorii. Pe o perioadă, într-adevăr, foarte complicată, s-au găsit să... Faci cremanieri guvernamentale. Așa da, este, da. Dar bine. Pe de o parte zic că e situația critică, pe de altă parte schimbă ministrii. Da. Sub aspect, și am mai spus-o, sub aspect matematic, poate și formal în Parlament, nu ar exista obiecțiuni. Da, sunt o majoritate într-o parte, în alta, e în Parlament, acolo se face jocul. Păi exista majoritatea. Da, dar sub aspect politic, ideologic, dar și moral, am mari probleme de a accepta acest mariaj. Cu atât mai mult că, vă spun sincer, am observat în Parlament, în rândul fracțiunii PD-ului, sunt foarte mulți deputați foarte corecți de treabă și cu care vedeam cu o proximă ocazie o nouă alianță, o majoritate, nu neapărat să zicem alianță, că e un termen deja compromis, dar o majoritate parlamentară... Nu poți să-l ocolești sau să-l ieriți oricum. O majoritate parlamentară o vedeam mult mai degrabă de vreme ce ei s-au declarat mai degrabă pro-europeni, iar o parte din ei chiar și pro-uniunești. Băi, fraților, intrând într-un mariajul ăsta cu Dodon, vă compromiteți total. Veți face referire ce a fost în iunie. Dragilor, atunci a fost chestiunea de a-l înlătura pe Dodon. A fost tot o altă conjunctură. Pardon, dar nu era ruși pe Dodon. O trebuie cam pe ambii. Pe Plahotniuc. Și de aia a fost și poziția mea și a altor colegi. L-am înlăturat pe Plahotniuc, mergem la alegeri anticipate în baza noului sistem de electoral, mă refer proporțional, a venit un parlament absolut legitim și avem o nouă realitate pro-europeană în Republica Moldova. Probabil s-a dorit, s-a considerat că mariajul ăsta acumistul socialist va dura 3-4 ani de zile. Nu exclud cu unii care au ajuns la pâine și la cuțit. La covată. Da, le-a plăcut foarte mult și foarte greu au acceptat faptul că ar putea să piardă lucrul acesta. Este regretabil. Acum situația este mult mai delicată și vă zic că probabil se vor produce noi mișcări în cadrul Parlamentului, deoarece mariajul este unul absolut nefiresc. Acoperirea unor cazuri de corupție, atât de la socialiști, cât și de la PD. Iată ce i-a unit după mine, n-aș vrea să greșesc. Bine, dar de ce totuși nu acum PD? Parcă ambele fracțiuni sunt pro-europene, ați spus și dumneavoastră că vă înțelegeți cu unii deputați. În ce mai ce împiedică ce stă în calea acestei alianțe sau acestui mariaj? Negru, trebuie să recunosc că eu nu sunt membru de partid, nici la PAS și nici la PPD. Da, nu sunt membru de partid, am venit în această mișcare, în acum, cu sincerele intenții și promovez obiectivele care au fost ale blocului acum.
Multe lucruri, să vă spun sincer, nu mi-au plăcut și nu-mi plac nici până în prezent. Unele le-am făcut publice, altele nu încă. Am considerat că ține de corectitudinea și de demnitatea mea să merg pe lucrurile importante, cele cu interes național, să mergem împreună. Dar când s-a dat, să zic așa, în gropi, chiar să utilizez termenul ăsta, cu acceptarea lui Dodon la ONU, să-l trimiți la NATO, pe urmă să-l accepți, pe Șoigu să vină, sunt lucruri pe care sunt absolut inacceptabile. Iată de unde n-aș putea să vorbesc din partea blocului acum. Eu nu, sunt, mă consider ca membru a blocului care a fost creat și a activat la început. Acum ce s-a întâmplat e deja responsabilitatea liderilor de partide. Și totuși, a existat o anumită perioadă când se părea că e posibil o asemenea alianță. Eu personal, parcă cineva se eu punea mi-aș fi dorit-o, așa, de-a mi-aș fi dorit-o mai mult decât chiar și a fost atunci în iunie cu socialiștii. Bun, mai repede, aia a fost de conjunctură și a fost exclusiv după mine și aceasta a fost poziția mea, l-am înlăturat Plahotniuc și gata, s-a terminat cu mareajul cu socialiștii. Dar acum era mult mai feresc și într-un fel vedeam și fața adevărată a multor deputați sau liderul sau chiar și a liderului de partid, a PD-ului, care... Dar și din acum, fiindcă și, nu prea și, e clar așa este, așa fizionomia este. Unor deputați. Da, să-i vedem cât de pro-european sau încă unii din ei se mai declară și unioniști. Să știți că la început, când venisem în blocul, erau atâția unioniști, chiar mă bucurasem într-un fel că, dar noi să fim o majoritate. Acum cauți colomânare sau termină. Păi, parcă se vorbea într-un rând chiar de o fracțiune unionistă în Parlament. Bine, nu s-a mai ajuns la... Bine, trebuia cel puțin 5 deputați. Nu s-a ajuns. Nu s-a ajuns, fiindcă nu s-au găsit, v-am spus, de la vreo 20 deci ceva sau 30 de unioniști care se declarau acum, astăzi nu mai vreau să revin la subiect, este că e mult prea dureros. Eu am comparat acordul dintre acum și PSRM și acordul dintre PSRM și PD pe politica externă, cea care trebuie să vă intereseze și pe dumneavoastră. E o anumită diferență în detalii acolo. În primul rând, nici într-un acord, nici în celălalt nu se vorbește despre trupele ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și retragerea acestora. Se vorbește despre o demilitarizare în contextul găsirii unui rezolvări comprehensive a conflictului transnistrean și această demilitarizare poate fi înțeleasă oricum, chiar și am zis chiar și desființarea armatei naționale a Republicii Moldova. Așa este, domnul Negru. Vroiam să vă spun... Cum s-a întâmplat acest lucru? Vreau să vă spun că și atunci, în 15 septembrie, dacă nu greșesc, când s-a semnat acel acord, chiar de la bun început și mai mulți colegi am menționat că nu voi semna, că s-a dorit inițial să semneze toți deputații, cum au făcut acolo. Am zis categoric, nu voi vota acest acord, deoarece intuiam și care va fi soarta lui. N-a trecut nicio lună jumate și l-ați văzut pe generalul de integritate cum demonstrativ a rupt acest acord. Era foarte clar. Și m-a mirat într-un fel naivitatea politică a unora din colegii noștri de la acum, cu atâta lejeritate, cu atâta ușurință să accepți toate poveștile astea și vorbeați de un limbaj de lemn de asta comprehensiv, demilitarizat. Da. Categoric nu. Este un limbaj folosit la Kremlin. Dacă îl vedeți pe Lavrov sau pe unii actori politici... Tradus din rusă, se vede, da. Categorii, da, care vorbesc despre toate și despre nimic. Iată că un acord de genul ăsta trebuie să stabilească foarte clar. Bine, dar cum să nu
pui retragerea trupilor ruse în politica externă a Republicii Moldova și tu te declari stat... Nu am participat atunci la elaborarea, că am spus public, nu voi semna, nu am participat atunci la asta, dar mai mulți colegi au atras atenția care carențe serioase acordul cel. Bine, dacă și asta conține, vă spun sincer, nici nu m-am uitat pe asta, că mai puțin mă interesează, fiindcă să ai încredere în socialiști sau în Dodon, asta înseamnă să-l consolidezi pe Dodon, nu să-l înlături. La compartimentul securitate și parteneriate strategice, în acordul acum pe SRM, pe primul loc figura România, relații privilegiate, parteneriat strategic și relații privilegiate în domeniul politic, economic, cultural. Acum știți cine e pe primul loc? Da, e Rusia. Păi, Rusia e cea, România de acum pur și simplu parteneriat strategic, fără relații privilegiate, Rusia parteneriat strategic, relații privilegiate și pe primul loc la securitate și la parteneriat strategic. Deci România, care este piața, principala piață de desfacere a Republicii Moldova și cea în care, să zicem, la care putem apela în caz de probleme de securitate, nu, în primul rând... Nu, noi am apelat și România a fost extrem de receptivă în toate cazurile. Asta este realitatea. Și noi punem Rusia, cea care ține trupe ruse pe trupele sale pe teritoriul Rusiei. Asta aș fi vrut să-l întreb și eu pe liderul PD-ului, pe domnul Filip, care a mers în 18, dacă nu greșesc, la ONU și a insistat pe retragerea forțelor armate rusești. Da, stemeau să le spună rusești, au spus străine. Străine, da. Domnule Filip, domnule Deacov sau alți lideri de acolo, cum rămâne acum? Aia a fost o declarație politică și o rezoluție absolut necesară. Și adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite. Da, am apreciat gestul și voința politică care a fost manifestat. Ce se întâmplă mai de-apoi? Adică, bine, dar Filip merge în 2016, după ce devine prim-ministru, se duce la București și ceară bani împrumutul acela, fiindcă se prăbușea, nu erau bani de pensie și salariu. Vorbea sentimental despre românitatea lui, zicea că e... Are afecțiune românești. Păi are un frate... Foarte bine, foarte bine. Iată, în acțiunile concrete demonstrezi cât de pro-european și cât de pro-român ești în situații de genul acesta. Au plăsat, evident, că Rusia, fiindcă așa a venit textul redactat de la Moscova sau de la ambasada Federației Rusiei de aici. Că aceștia sunt implicați. Bine, dar Filip și deputații lui au semnat acest acord, zicând că, de fapt, acum a semnat și el cândva acest acord. Acordul acum lui e diferit. Am spus mai înainte. Da, eu acordul l-am văzut chiar... Păi e un mariaj de voie sau de nevoie acest mariaj? De conjunctură, fiindcă altfel ce se întâmplă? Situația și cu Bahamas și cu ceea ce îl vizează și pe Dodon, dar și o parte din PD, fiindcă în PD, și trebuie să recunoaștem, vă spun sincer, am fost și în teritoriu, dar și aici în Chișinău, foarte mulți membri a PD-ului, oameni de treabă, oameni pro-europeni, membri simpli, profesioniști, trebuie să recunoaște. Și printre primari, și printre... Cunosc și eu, primari... E o realitate, sunt buni profesioniști. Vorbim de câteva persoane de la conducerea PD-ului care au compromis acest partid. În restul, și de aceea în restul sunt oameni corecți și pro-europeni și de altfel și foarte mulți pro-unioniști sinceri și onești sunt. De aceea, anume această gașcă, să le zic așa, au compromis și partidul. Dar mariajul nu va dura mult după mine și ăsta acum cu socialiștii a durat o lună jumate după ce sau două. Eu vă asigur că domnul deputat Bolea îl mănâncă, își freacă mâinile și așteaptă cât mai degrabă să mai rupă un acord. Un acord. Asta e preocuparea lor. V-ați întâlnit vreodată cu Plahotniuc? Nu, în viața mea nu. O singură dată l-am văzut de la distanță în Parlament, dar era cu paza. În rest, nu cunosc, nu l-am cunoscut. A fost cel care a insistat și lucrul ăsta l-am făcut public, Galbur, Leanc și Filip, care m-au revocat din funcție de la NATO și de la Bruxelles la nici jumătate de mandat. E contribuția și rămâne pe conștiința lor că nu
am promovat alte interese în cele naționale ale Republicii Moldova. Și oficiul NATO adus la Chișinău a fost contribuția mea cu multe probleme cu actorii politici de la Chișinău, inclusiv cu ministrul de externe care era atunci, Galbur, un ministru anti-european și anti-român cu desăvârșire, pe care am înțeles că domnul Filip astăzi îl ține consilier pe politică externă și îl mai poartă pe la București. Am fost sunat de către mai mulți deputați și senatori de la București care au rămas ofensați într-un fel că Filip merge la București, la Parlamentul României cu această persoană. Doar lumea îl cunosc cu acest Galbur. Așa că n-aș vrea să scot mai multe, dar cred că e bine să mai spunem lucrurilor pe nume. Am văzut chiar într-o fotografie o întâlnire a lui Filip cu ambasadorul Statelor Unite și pe partea stângă era Galbur. Vorbesc de București. De București, unde au mers acolo și l-au luat și pe individul ăsta. Da. Întrebarea mea e dacă v-ați uita înapoi și v-ați mai uita atent la situația de azi, cine dintre ei, dintre Dodon și Plahotniuc, elemente ale binomului, cine dintre ei este mai periculos privind ceea ce se întâmplă azi în Republica Moldova? Categoric, la acea perioadă, Plahotniuc era o persoană profund nocivă prin reprimarea libertăților elementare ale drepturilor omului, cunoaștem foarte bine, dar vă asigur că Dodon nu cedează cu nimic, ba din contră. Păi despre asta vroiam să spun. Este mult mai nociv și a vândut interesele noastre naționale Federației Rusie. Eu am spus-o public. Și nu este mai democrat. Așa este și la NATO. Și apropo, Grigorișin, viceprimarul de la Bălți, vorbea că, de fapt, l-a amenințat la întâlnire cu... E în stilul lui Dodon, preia metodele rusești. Da, dacă omul nu înțelege de vorbă, găsim alte... Adicojocul tău. Da. E în stilul lor, ziceam, și a lui Dodon. Dodon este, în momentul de față, vă asigur, mult deja mai periculos decât Plahotniuc. Deși și ăla a meritat și trebuie de tras la răspundere pentru toate ilegalitățile care a făcut. Dar a avut și unele momente care sunt diferite de ceea ce face actualul președinte, când vine foarte greu să vă spun sincer să pronunț cuvântul președinte al Republicii Moldova, ce face Dodon și cum a profanat instituțiile statului, cum le-a capturat într-o țară parlamentară acest președinte și a arogat toate drepturile. Și pe mine mă frapează docilitatea actorilor politici, dar și a șefilor instituțiilor statului, a miniștrilor, a instituțiilor statului, la SIS, la alte instituții. Dar de ce vă miră? Ce, altă dată era altfel? Nu, bine. Și de ce v-ar mira? Instituțiile noastre nu sunt funcționale, ele nu sunt puternice, nu stau pe picioarele lor. Regret mult că nu am reușit noi atunci câțiva deputați, adevărul că am fost puțin, când declarația cu privire la statul captiv de implementat timp de o lună de zile s-a impus situația, atunci a trebuit de făcut. Dar credeți că era posibil? Era posibil, categoric. Socialiștii erau foarte decepționați, dar și fricoși, fiindcă se temeau ca Plahotniuc să nu-i... Bine, nu-i dar instituțiile funcționează prin oameni. Dar la asta ce mă referam? De schimbat conducătorii, dar... Păi s-au schimbat în unele instituții conducătorii. Ce s-a schimbat? Ați schimbat la CNA conducătorii? Dar n-am schimbat eu. S-a schimbat? Păi nu dumneavoastră, dar s-au schimbat. Simplu schimb, scuzați, nu... Și inclusiv eu nu l-am votat pe Floce, fiindcă persoana nu mi-a inspirat nici cea mai elementară încredere. Vedeți, acum umblă cu generali. Da, general de cabinet, da. Da, general le-au dat vreo 7-8 la SIS, la adjunctul de la SIS. Și în perioada asta de coronavirus. Bă, asta este incredibil. Asta e fața adevărată a lui Dodon. Simte că poporul nu-l mai dorește și nu-l va mai vota și încearcă prin structurile represive ale statului ca să se impună și să-și creeze mediul ăsta docil. E cam exact cum era în perioada lui Voronin, etapa de către sfârșit a marelui voj de Voronin. Vă aduceți aminte? Tot aceeași obediență, dar și docilitate, tocmai repulsivă. Iată, cam acolo se ajunge.
Dar de vreme ce m-ați întrebat dintre ăștia doi, evident că trebuie de aruncat ambii la coșul istoriei în mod democratic și în mod legal, juridic mă refer. Prin alegeri, dar altul prin justiție. Problema dar și pe Dodon prin justiție. Problema e că pe unul l-ați aruncat și pe altul l-ați saltat. Nu l-am eu personal. Nu, dumneavoastră personal, dar deputații din Parlamentul Republicii Moldova, modul cum au procedat ei, modul cum au acționat ei, ne face să tragem această concluzie. Ultima temă sau ultima chestiune pe care aș vrea să o discutăm e rezultatele alegerilor din Hâncești și în special rezultatele unioniștilor noștri. Domnul Dorin Chirtoacă a fost a cincelea candidat și a luat cele mai puține voturi, 346, dacă nu mă înșel, 2% și 40 ceva de sutimi de procente. Sondajele spun că există 30% de unioniști printre alegătorii din Republica Moldova. Cum am explicat noi acest rezultat derizor, eu trebuie să spunem, rușinos? Asta e paradoxul. Și am să fac o analogie, domnul Negru, în 2018 spre 19, când pediștii au compromis relația cu Uniunea Europeană, când au sistat finanțarea externă. Da. Da, da. Ei, dacă vă aduceți aminte, rezoluțiile Parlamentului European le clasificau ca decizii eminamente politice. Da, bine, da, de parcă Parlamentul European e o structură de mahala, se adună cu mătrele și discut. Orice parlament din orice țară este în primul rând o structură politică. Și orice decizie este politică. Și ziceam atunci și atenționam, sunt două lucruri fundamentale în relația cu care noi am avut-o cu Uniunea Europeană și atunci, dar și acum încolo. E vorba de criteriile politice. Dacă nu întrunești criteriile politice, poți să te declari aici pro-european sau unionist de 100 de ori. Asta e unul. A doilea, credibilitatea. Nu ai credibilitate, nu ai nicio șansă de a convinge partenerii europeni să te susțină. Și în cazul de față vorbim de alegători. Așa este. Credibilitatea contează și la alegători. M-am referit la credibilitate. Iată, după mine, aici e marea problemă. Cele 30% de populație care crede sincer și onest în reîntregirea României și a Republicii Moldova în România au nevoie de alți actori politici care se bucură de credibilitate în rândurile lor. Vedeți și dumneavoastră, a fost un test pe care sper mult să tragă concluziile. Să tragă concluzii, dacă sunt în stare. Dacă nu... Bine, domnul Cobzac a luat 12 și ceva, 12,83, dacă nu mă înșel, la sută din alegători. A fost susținut de PPDA și de PUN. Am putea considera că a votat pentru el unioniștii. Unii spuneau că e un candidat unionist, domnul Bine, Grigori Cobzac. Bine, mai puțin îl cunosc pe domnul Cobzac, dar mai ales latura unionistă, dar nu e obligatoriu. Dacă nu își manifestă această simpatie sau această afiliere națională, îl prevește. Nu-l poți obliga pe niciun cetățean ca să declare. Nu vorbim de obligativitate. Dar să știți, după mine a fost necesar totuși de a iniția un dialog corect și responsabil. Nu unul arogant cu toți actorii de pe centru-dreapta. Adunați toate rezultatele centru-dreapta și comparați-l cu socialiștii care a câștigat. Iată care este imaginea reală a situației. Era cam 50, adică îl depășea cu... Îl depășea. 10.000 și aici 5.000. Vedeți care e diferența. Dar lipsa de credibilitate a actorilor politici și a persoanelor implicate în acest proces electoral a condus unde avem. Plus și factorul corupției
dar și a compromiterii actului electoral de către socialiști, conducerea actuală a Republicii Moldova. Da, putem presupune că unii unioniști au votat cu PAS, cu candidatul PAS-ului. Sau... Nu știu, să vă spun sincer, n-aș vrea să merg prea departe în PAS și să văd compatibilități multe cu unionismul la PAS. Sunt unii colegi care îi respectă, dar ceea ce am mai cunoscut... E, Maia Sandu nu este cel puțin anti-unionist. Nu mă oferă motive ca să merg mai departe și să am încredere. Bine, candidatul... De altfel ca și dincolo și la a doua candidatul parte. PAS a obținut al doilea rezultat. Ce deosebește, m-am uitat, am încercat să înțeleg, ce deosebește PAS-ul, de exemplu, de blocul Unirea, de la, în numele căruia candidat domnul Chirtoacă, e că PAS are structuri, are primari în raioane, în localități, iar partidele acestui bloc practic nu au primari. De pildă, Partidul Liberal are 2 primari în Republica Moldova, PNL nu are niciun primar, USB are 4 primari și îmi pare că Democrația are 2 primari. PUNU are 7 primari. Înseamnă că aceste partide nu lucrează pe teren. Vedeți, e o dovadă în plus că e necesară o nouă abordare pe aripa unionistă. Absolut o nouă abordare, dar și noi persoane. Alegerile au demonstrat încă o dată. Nu poți să te declari unionist deja dacă în spate ai și alte păcate. Și n-aș vrea să mă refer la o persoană concretă, doar la o persoană. Probabil și nouă multora dintre noi ne aparține vina că în multe cazuri prea orbește am dat crezare declarațiilor politice unioniste care au fost compromise, dar să ne identificăm și să ne edificăm noi cei care cu adevărat dorim această reîntregire, dar cu alte persoane și pe principii cu adevărat ce rezultă de interesele noastre naționale. Vorbeați de un partid care nu are unionist, dar nu are nicio relație la București. Dom'le, ce fel de credibilitate o ai tu? Atunci, dacă tu te vrei încolo, dar de acolo tu n-ai o relație normală acolo la București. Bine, dar te declari partidul unionist și n-ai organizații teritoriale. Deci ești unionist teoretician. Practica îți repugnă. Altă abordare, ce fel de altă abordare se impune și alte persoane. E convingerea mea. Unionismul trebuie să fie și teoretic și practic. Să știți, practica dacă politică... dezvoltăm prea mult... teoretică s-a făcut, începând de la Roșca și tot numai dezvoltări academici savantlicoase de astea, declarații în special. Unionismul și integrarea trebuie să producă una efectivă, prin proiecte de anvergură, prin integrări efective și concrete, economice, culturale, politice. Iată în ce constă responsabilitatea unui actor politic, a unui lider de partid politic care își dorește reunirea. Iată, în aceste domenii trebuie să fii cel mai activ, cel mai energic, dar nu în declarații și din vorbe goale. Asta compromite acest sentiment sincer pe care îl împărtășesc, ziceați 30, eu cred că poate sunt și mai multe. E important să găsim și să identificăm persoanele care se identifică cu această mișcare sinceră și atunci lucrurile vor merge. Și care au credibilitate. Și au credibilitate. Lipsa de credibilitate e argumentul cel mai concludent și că acum... nu vom reuși dacă vom conserva în continuare această situație. Și acum chiar ultima întrebare. Alegerile prezidențiale se apropie. Vorbesc unii de necesitatea unui candidat neafiliat politic care să unească toate aceste partide de dreapta. Dumneavoastră nu gândiți să candidați? Sunteți neafiliat politic? Bine, faptul că nu sunt afiliat nu înseamnă că sunt cea mai indicată persoană. Evident că trebuie să identificăm această persoană. Deci nu aveți planuri să candidați? Când îți asumi o asemenea responsabilitate, trebuie să ai și în spate
cei care o echipă. Cred că mai este timp. Eu voi susține categoric o persoană sinceră pe relația Chișinău-București. Mă refer ca împărtășire a valorilor noastre naționale, dar chiar și a idealului nostru național. Mai vedem, mai vedem, voi susține cu fermitate și cred că în Republica Moldova avem, n-aș spune că suficienți, că nu sunt suficienți, dar ar exista persoane care ar putea să consolideze această aripă unionistă atât de importantă. Dacă se va bucura de credibilitate, dacă va fi respectată de electorat, dar să nu mai speculăm pe declarațiile generale sau pe partidele care sau declarații unor lideri politici care știți foarte bine și n-aș vrea să-i nominalizez, au ironizat sau chiar au vorbit rău de actul Unirii de la 1918. Știți, sunt lucruri care nu trec atât de simplu cu vederea când îi pronunți pe niște lucruri sacre, niște evenimente sfinte ale neamului nostru românesc care s-au produs. Niște evenimente fundamentale, așa să este, spunem. Așa este. Și da, cu atâta da, responsabilitate, mai bine dacă nu cunoști, evită. Da. Sugestia e să eviți. Mulțumesc, domnule ambasador. Trebuie să punem punct emisiunii noastre. Cred că ne mai întâlnim, o să mai avem ocazii. Cu multă plăcere. O să urmărim cu multă atenție această epopee legată de finanțarea din Bahamas sau în general sper de sănătatea. Sper mult să fie cu un happy end pentru cei care își doresc o țară integră, cetățeni integri, ne mai vorbim de actori politici și parlamentari integri. La asta m-am referit, happy end. Altfel, locul, am înțeles cineva, chiar n-aș vrea să fiu malițios la finalul emisiunii, dar am înțeles că la Bernardație numărul 3 este o echipă puternică de rugby. Și cei care înțeleg să tragă concluziile de rigoare acolo, cei care fură, care mint, care spală bani, sunt corupți, să-și găsească locul, nu în Parlament, nu în instituțiile statului, dar unde e locul lor. Bine, asta dorim, să existe justiție, să facă dreptate. Așa este. Nu justiție selectivă, pe unul trage și pe altul ridică. În păcate, astea sunt realitățile noastre moldovenești și avem, ziceam, nevoie de ceva nou, de ceva cu verticalitate politică, cu demnitate, cu dexteritate, să persoană, dar și persoane mai multe, care să pună la punct lucrurile în Republica Moldova. Altfel, degradarea, ea pe zi ce trece, se aprofundează. Și morală, și politică, dar și degradarea statului. Statul ăsta este deja compromis. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Vă spunem la revedere. Urmăriți în continuare 10 TV și ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră. We'll be right back.